Nici nu știu cum să încep. Ceea ce urmează să vedeți e una din cele mai tari experiențe ale călătoriei noastre. Nu doar aici, în Irak, ci a călătoriei noastre în general. În munții Irakului, în regiunea semi-independentă Kurdistan, se află un loc sacru pentru mai bine de 1 milion de oameni, care trebuie să ajungă aici măcar o dată pe an. Locul e Lalish, iar oamenii despre care vă vorbesc sunt cunoscuți precum Yazidis, o comunitate ascunsă între munți, fără semnal pe telefoane și care se consideră prima religie a lumii. Se spune că după diluviul universal, singurele temple rămase pe pământ sunt cele două din Lalish și că ăsta ar fi locul unde Dumnezeu i-a lăsat pe Adam și Eva. Că existența lor începe odată cu existența universului. Am avut nevoie de autorizație pentru a filma. La intrare trebuie să-ți lași încălțămintea și toată vizita se face în picioarele goale. Am avut ocazia să vorbim cu liderul lor pentru 5 minute, un om în fața căruia pur și simplu am împietrit, dar totuși l-am întrebat despre legenda cum că e singura religie care nu are scriituri și că totul se transmite din tată în fiu. Însă nu totul e atât de biblic și liniștit în Lalish. Considerați de mulți o sectă satanistă, au fost ținta ISIS-ului și au fost măcelăriți în încercarea de a extermina o religie. Nu poți deveni un Yazidi. Doar dacă te naști în Lalish și nu se produc căsătorii mixte. Am adresat întrebări al căror răspuns am fi preferat să nu-l auzim vreodată. Dragilor, bine ați venit în Lalish, în comunitatea Yazidi. Vizionare plăcută și dacă apreciați acest video, distribuiți-l mai departe pentru că nu cred că se va mai repeta prea curând un așa material. Avem aproximativ 2 ore până ajungem acolo, locul se numește Lalish, deși eu îi spuneam Lalish. Și ne-au zis, dacă ne-au întrebat dacă avem pașaportul la noi, ne așteptăm să fie controle, să ne întrebe ce căutăm acolo. 100% chestia asta nu o faci singur, deci nu ajungi acolo pe cont propriu, sub nicio formă. Și pe această cale vreau să-i mulțumim lumea mea de la Tour Respect, vă las link în descriere dacă vreți să faceți o călătorie pe aici sau prin Turcia sau prin alte locații. Luați legătura cu el, suntem cu el și cu șoferul nostru care e în același timp și, cum zic, securitatea noastră, bodyguardul nostru. Hai să vedem totuși cum arată drumurile pe aici, prin partea asta a Irakului. Momentan, la ieșirea din Erbil, arată foarte, foarte bine. Să vedem ce ne așteaptă până acolo. Did it say how many kilometers there? It says 103. 103 kilometri între o oră jumate și 2 ore. Nu erau deloc. Mă, ce drumuri au ăștia, bă, băiatul. Cel puțin până acum numai autostrada am mers 4 benzi. Să mâncă... Mamă, vin mașini, băiatule, murim aici. E momentul de o pauză de ceai aici, în mijlocul drumului. Bă, și câteodată așa mi-ar plăcea să vă am în mașină cu mine sau în chestii de astea, să pur și simplu să stați să ascultați, pentru că sunt atât de multe chestii interesante și atâtea lucruri am învățat când vorbești cu localnicii, mai ales cu celălalt domn care spune lui și el ne traduce. Da. O să vă vorbesc despre chestiile astea, despre cultura de aici, despre cum e țara în momentul de față, de-a lungul vlogurilor. Se pare că oamenii ăștia, Yazidi, nu vor să fie deranjați, pentru că suntem în mijlocul la nimic și nu este niciun semn care să arate direcția. Trebuie să știi tu oarecum cum ajungi acolo. Deci am fost opriți puțin de soldați aici la intrare. Ne-au dat jos din mașină, ne-au cerut pașapoartele, s-au purtat super frumos, s-au uitat peste acte, i-au spus Raluca că trebuie să se acopere până sus când ajungem acolo și că sunt multe locuri. Da. Și să ne aducă aminte că trebuie să mergem desculți, să ne dăm păpuci da. Jos. O să vă povestesc mai multe despre chestia asta. Înăuntru, în tot orașul ăsta, trebuie să te descalți complet, să umbli desculți. Dar oamenii s-au purtat super frumos, au făcut și niște poze cu ei.
au explicat regulile pe care sunt acolo, au zis că totuși în unele locuri nu puteți filma. So gentlemen, you know, yeah, they apologized Marie a couple times to you actually. Yeah, you know, so very nice people. Yeah, very nice people. Ei au spus faza că trebuie să se acopere, dar când i-au spus-o, și-au cerut scuze de 10 ori, spunând asta e, așa sunt oamenii ăștia de aici, trebuie să-i respectăm, îmi pare rău că spun, dar trebuie să te acoperi puțin mai mult. Ce avem? Ei, brădere, nu, de România, halkei România, nu? Ei, de cor de Turcia, nu? Patru Serdane. Deci trebuie să ne descălțăm ca să intrăm aici și, și înainte să putem intra în locație, trebuie să trecem podul ăsta care e sfânt pentru ei. Îl trecem o dată, venim înapoi și apoi putem intra. Bun, ai papucii rămân acolo și acum vom umbla desculți în toată locația asta. Ralu, să nu cauți pe ăla. Da. Foarte important în religia lor să nu calci pragul nici, la nicio poartă, nicăieri. I did it, I'm sorry. You're new. Sejara, deci în vedere zi. Sejara. So they have to run. Oh, no. Oh, we have to run. No, they normally, you know, like three times they run and come back. Ezdin. Christian. Nice to meet you. Christian Hamed. Artu. Și aici se strâng măslinele și a trebuit să trecem podul ăsta și acum putem să ne întoarcem să intrăm în oraș. Da, uitați, aici lucrează oamenii. Da. Trebuie trecut fugind de trei ori înainte și înapoi. Și râdea că noi toți patru avem numele tuturor religiilor. Cristian, Maria, pe el cheamă Yazid și pe ghidul nostru îl cheamă Mohamed. Suntem toate religiile adunate aici. Deci se crede că asta ar fi prima religie a lumii, se numesc Yazidii și locul lor sfânt, cumva, ca Vaticanul nostru, ar fi e aici, în Lali, și ei sunt obligați, fiecare dintre ei, e obligat să vină cel puțin 6 zile să facă un pelerinaj aici, în Lali. Și ăsta ar fi locul, Lali, unde Dumnezeu a lăsat pe Adam și pe Eva. Să vă povestesc mai multe acum despre ei, pentru că e o cultură foarte interesantă și eu sunt pasionat de locurile astea care sunt așa unice și trăiesc cumva în lumea lor. Nu poți să devii un Yazid sub nicio formă, doar născându-te aici și din ambii părinți de aceeași religie. Nu poți să te schimbi, tu cum zice, să te convertești, nu știu dacă există cuvântul ăla. Și acum s-a înghiuit să nu calc pragul ușii și oamenii ăștia au fost persecutați și omorâți de ISIS în ultima perioadă, pentru că de multe ori, în foarte multe locuri, inclusiv în România, sunt considerați precum o sectă satanistă, dar e o interpretare greșită a religiilor, să vă explic acum de ce. Și mi se pare interesant că e 11 dimineața și pe cer avem lună, fiți atenți. Nu știu dacă vedeți acolo. Și aici toți oamenii ăștia lucrează pe gratis, nimeni nu ia niciun ban de la temple, de la guvern, de la nimic. Oamenii ăștia lucrează pentru comunitate. Așa că vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și vizionare plăcută. Acum suntem în Lališ. Toată lumea e desculță, după cum vedeți. Is it the families? Cam atâta e orășelul ăsta și e aici închis în munți, protejat de armată la intrare, pentru că acum sunt o minoritate, sunt foarte protejați și trăiesc aici separat de restul lumii. Să vizităm și un templu, să facem chestii interesante azi. Pentru asta am venit, adică ăsta a fost unul din principalele motive a vizitei noastre în Irak, Kurdistan, să vizităm locul ăsta. Și suntem atât de recunoscători că l-avem pe el să ne obține autorizație și tot. După cum vedeți, nu există conexiune la internet aici. As I said, 15 people live here. There are two families. But all around the world, one. But you cannot convert to Yazidi. Only born.
A fountain there is called Kanyaspi. Kanyaspi means white. Kani means fountain. White so fountain. Very similar to baptism. You know, every child is born is actually has to be baptized in that water and then become a Yazidi. În spaniolă și în engleză se numește Eden. Eden. Acolo unde Dumnezeu a lăsat pe Adam și pe Eva. Nu știu cum se numește în română exact. Și că ăsta ar fi locul. Și sunt considerați precum printre primele sau chiar de foarte mulți oameni considerați prima religie a lumii. De rece e pământul ăsta? E rece bocnă, frate, mi-am lățat picioarele. He's on the ark. Oh, Noel. Yes. You see, the temple there is actually, but look at the snake down there. Oh, Mash. And that's the temple from here, from Lalish. That's Lalish. In this religion, you know, there are two actually symbols. This peacock and snake. The snake. So you see, there is a temple even up there, it actually belongs to that snake. Yani El Mash Asta there. You know, the flood happened. So the only place stayed not on the water was actually this temple. Deci templul de acolo. Îl avem. Aici. Cine aduci, dragule? Bomboane. Thank you. Face de mâncare, doamnă, acum. Ce pare că avem noroc, că tocmai sunt câțiva oameni care sunt în pelerinaj aici. Și pare mai cu viață, așa, pentru că de obicei. Ok? Ne-am invitat în casă să bem ceai. Așa, din mers. طالقين رومانيه هنا للرومانيه هاتنا محصري بس لوشن زيتون عربي زاني كردي زاني تشكي زيتون عربي زاني هذا اهل رومانيا وانت ما تعرف عربي وش هي وين دي رومانيا هاي هسه يجيبون زيتون من البستان ماما كتوريزا ردونا اكو خرز زلامه البستاني فور هاو ماني بيبل از ذس So these people, these guys who are working for the olives, you know, they're collecting olives. So nice, he's doing the food for everybody. Ce frumos, noi facem mâncare pentru toți. Toți aia de acolo care strângeau măslinele. She does the food for everybody. Yeah. So nice. I say like, what else do you have? Can we see it? These guys, you know, this kind of things are good, you know, to see. And where are they from? Where are they from? Shaker, Khalid. Khalid? Khalid. So Khalid is Ba'zani, Bashiki. Bashiki, okay. She's from Ba'zani, it's a town. Ah, I thought it was Beşiktaş. Shaker Khalid. Yeah, Bashik. So it's a town around here, actually. Okay. Bashiki. Da, deci oamenii, cum v-am spus, oamenii nu locuiesc aici, vin aici în pelerinaj și între timp ajută și comunitatea. Uite de tare mi se pare aici. Deci dacă nu dați like și vă abonați la clipul ăsta, nu mai resez, mă las de YouTube. Deci, să vezi un sat precum ăsta și viața locală și un sat cu atâta istorie și atât de biblic pentru ei. Și mai ales prin câte controle am trecut de miliție și de tot. Și băi, dă unul cu flexul, mă, și aici, asta e important aici, nebun. Arca lui Noe a rămas aici. A fost singurele temple care au supraviețuit, au fost astea de aici și eu am venit și dă unul cu flexul. The guys who are not eating land, they actually
Mm, ce pui frumos are. I want to stay here for a week or so. Mamă, cum miroase a pui ăla. Adică murată, cu ceai. Ce zice că intră bine. Intră bine, da? Da. Marina? Ce cald e acum, nu? Și mai ales ești lângă foc? Ne-au invitat să și mâncăm, dar am refuzat frumos pentru că noi tocmai am mâncat. Da. Nu mă satur să spun cât de primitori au fost oamenii cu noi de când am ajuns în partea asta, în Kurdistan. E ceva extraordinar. S-au adunat aici o grămadă de oameni și l-am rugat pe mine să-i întrebe de când există locul ăsta, câți ani au templele astea. Și a zis, de când există universul, locul ăsta e aici și Adam și Eva au fost creați chiar aici, în fața noastră. Și ne arăta acolo unde e fântâna cu apă. Și au zis, Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu aici. La ei, faza e că, conform religiei lor, Dumnezeu a creat 6 îngeri în formă de animale pe care i-a trimis pe pământ. Unul dintre ei este un, cum se numește ralu picoc în română la noi? Păun, stai așa. Place specifically covered with that, with these metal bars, you see that white one? He says like when Adam was made there actually, then he woke up, so that is the piece of actually the earth from the body of Adam left there. Where is the small one? Or? The small one covered. One covered like dawn. Uh-huh. Yeah, that one. That's where Adam was. Right? Adam was made, he says like Adam was made there, and then when he actually woke up, a tiny bit of his actually kind of this mud, mod of Adam left there. So ce vă spuneam înainte, unul din simbolurile lor e un păun care a fost trimis, un înger căzut din cer, trimis de Dumnezeu să aibă grijă de ei. Asta a făcut ca în multe locuri să fie considerat cumva o sectă satanistă, pentru că dacă te uiți la religia noastră, îngerul căzut din ceruri, Lucifer, e de fapt diavolul. Dar la ei nu așa s-a interpretat chestia cu păunul, în schimb, în restul lumii, au fost considerați foarte mult timp și sunt considerați și în momentul de azi sataniști, pentru că idolatrează diavolul și chestii de genul, dar nu e cazul. Nu m-ați văzut niciodată pe mine, adică ați văzut că eu sunt un om greu de impresionat oricum, dar nu-mi vine să cred ce trăiesc acum, nu-mi vine să cred încă unde mă aflu, nu-mi vine să cred pe câte controle am trecut, că am stat cu soldați în munții Irakului, în Kurdistan, și nu știu, mie încă nu vine să cred. M-am întrebat de ce omul l-a îmbrăcat altfel, zici că e Mesia. Deci eu când, dacă mă gândesc la Dumnezeu, mi-l imaginez pe bărbatul ăla acolo din față. Where they are kissing the stones. Look, uitați că pupă pietrele astea. Nu? Am rămas cu piciorul exact la limită, aici. Asta e apa lor sfântă. Ok? Pot să trec. Asta e fântâna lor sfântă, mamă, ce m-am udat picioare, Doamne. Aici se botez copiii, de aici vin și iau ei apă de aici. I can drink? Yes. Yes? He says yes. Ține așa, hai să beau din apa sfântă Yazidi. Să vedem dacă mă purifică. Sunt purificat, Adam. Mamă, ce rece e. Anyone who wanted to be a Yazidi, you know, has to be baptized here. But here only said here. Something interesting. Deci doar aici, oricine e Yazidi trebuie să fie botezat aici, exact în locul ăsta, nicăieri în lume, altundeva. It's a type of wood. I don't know exactly why. It seems to me plum tree. Anyone, for example, has got, you know, some psychological problems. Yeah. Schizophrenic or whatever. So he says, you can actually get a piece put under your pillow, so you will be actually protected from all these evil eyes and bad things. Okay.
Nice. Foarte interesant. You know, generally the Yazidis, they have a tattoo. See the tattoo here? Oh, here. Yeah. Of course. هكا سكي يزيدي بطن كي دولتي بطب حياة بأقول عظم جارة كي بتمور كان لا أو أو هذا السري دا كم سيجار دعاء دا ليكم أركستانا كي سعانا بيكا like how for example Muslims they have Muhammad you know Moses for Jews you know Christ and whatever you know look or Adam or Abraham so very similar to that you know so The peacock, they call Tawis Melek. Melek means angel. Tawis means peacock. Aici dau foc la frunzele astea de... La, da, la ulei de măsline. Dau foc acolo și au 365 prin tot satul ăsta. Și una în fiecare zi. Da. Și așa arată un templu Yazidi. Asta e arhitectura, nu? Sacred Yurt. Graveyard. Aici e cimitirul lor, frate. Sunt doar pietre în undru. Am de care în bronele? De care în bronele, au? Au, ești din Amir. Bas ești din Amir. Ești din Amir. Da, tu arăm să ne jure. Aci, bine. Adia? Adia, adia, la jur. Adi? E, e, e. Adi, adi, adi. Adi, hără, la jur. Tu vrei să vedeți grave? Yeah. E, e. Au cabret cu ceacaite, da. Ahtiara. Trebuie să am grijă să nu colp prea mult. Uitați-vă cum arată cimitirul ăsta. Am intrat în cimitir. Mamă. This is creepy. Da, în locul ăsta e puțin să nu colp pe mărmintă. Au cabaret cu ceacan. They're the tombstones, the graves. The graves of actually their leaders. Ah, okay. Scars. Yeah. Okay, okay, okay. Și-a pupat mâinile înainte să intre. Da, a pus mâna pe mărunii pe ușă și și-a pupat mâinile și pe ce a intrat. Nu am văzut. Mi se pare că aici, hai să mergem, mi se pare că aici cumva invadăm prea mult. Nu, sunt doar lideri, uite ce fug de camera fetele astea. Asta cu ce cog vor have remit asta? Cu ce avalam cu arbo. Real, but she says that when I was 10 years old, I got it actually. Da, ca și ne... She got it here. Ave jabra și le dai chevu, o dac au tiștac și în tetan, dacă și ne can beșine. Ma au tkeru, o tani, ava, o cedu. Tani ava au tkeru. No, we are actually, we are discussing about like, what about my grandmother? Yeah. She was actually Muslim, but she had that tattoo, so I say like, what's going on? Saurna, go. Sorry. Go, go, saurna, come. But you know what's interesting? I've read, I don't know if it's true, that the girls cannot marry nobody except the Yazidis. Aha. Persiaric hatun nu. Yazidi, un Yazidi. Bale. Un de care cum să ne mergem de dine care e că din abzeuja. Nu, nu. Nezer, nu. Yazidi. Nu, nu. Yazidi, Yazidi. Yani Yazidi, Yazidi. They got embarrassed. Yani se, se cine? Sheikh pir mirit, au ce n-am voie cu. Ce n-am, Sheikh ker mirit nait, pir mirit nait, pir Sheikh sherek nait, bas miridu mirit. مريد من الشيخ شيخ اها يعني الشيخ وجنا زوجه the three you know the top ones like for example the leaders they also cannot marry you know very similar to pope and at all at all I forgot the camera what in what I do like this sunt vreo 25 de femei lângă noi numai că când mișc camera când fug toate și nu mai very nice people yeah Deci, aici nu poți să vorbești cu un om fără să te invite la el acasă. Acum ne-au chemat acasă și hai că mă facă ceva bun de mâncare. Și eu vreau să continui să vizitez pe aici, dar cu orice om cu care ne oprim, ne bagă la masă. Deci acum, păcat că, Raluca, spun aici de față cu tine, fata asta e drăguță rău de tot. Dar vezi, dacă nu se ia zi din nu poți să mă dau la ea. Sunt multe fete drăguțe. Da, deci
Mergeți să luăm masă la domnele astea acasă. Uitați-vă câte sunt. Uitați pe unul despre care vă spuneam. Și avem niște... Cineva, domnele astea contrazic cine a spus primul băiat inițial că aici trăiesc doar două familii mari și restul sunt în vizită. Doamna asta a zis că aici trăiesc tot anul 360 de oameni, dar pentru că nu e doar ce vedem noi aici, că e și prin împrejurim pe acolo, pe sus, pe stânci, sunt case și chestii de genul. Acum nu știu să vă spun pe bune câți oameni trăiesc aici, pentru că unul a zis o chestie, altul a zis altă chestie, dar nu e relevant oricum. Și se pare că cu ocazia asta avem șansa să vedem și cum arată o casă și uite, da, avea dreptate femeia aia, a venit așa prin spate și vedeți, mai e mai mult decât, it's more than you see downstairs, behind you go the stairs, it's bigger, e mai mare decât îți pare. Hai, look, there's like another temple in there. Mazar. 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 What's Mazar? Mazar is standing there. Which? Which is that Mazar? Mazar. Mazar. Is it Crave? Crave? Yeah. This is like the... This is the VIP place. Doamne, ce noroc am. Bă, uitați-vă unde ne-au adus! Și acolo, de acolo se extrage petrolul, uitați, vedeți flacăra aia acolo. Incredibil. Interesantă arhitectura templelor astea, n-am mai văzut nimic similar. Pe nicăieri. Incredibil, și sunt tot mai mulți oameni, se adună tot mai mulți oameni. Încă continuăm să fim singuri străini pe aici. Nici eu am crezut că e doar partea de jos, dar uite, prin spate te duci și sunt scări. Și deși e o parte mai neagră, acum înainte de a ne așeza aici, trebuie să spunem, pentru că e parte din istoria locului. Și în 2014, toți munții ăștia pe care îi vedeți în spatele meu erau asediați de ISIS și ținta lor erau exact oamenii Yazidi să extermine complet. Și nu știu dacă ar trebui să punem întrebările astea oamenilor, să spunem câți oameni și-au pierdut viața aici, dar ideea e să știți că au trecut doar 6 ani de când munții ăștia erau asediați de ISIS. Toți fug pe aici ca să fim noi mulțumiți și uite chiar acum ne spunea Mehmet că, crede-mă, acum toți oamenii ăștia care sunt aici, indiferent dacă sunt de aici, dacă sunt vizitatori, dacă sunt turiști, nu contează, nimeni nu o să rămână fără prânz în locația asta acum. Și repet, pentru hateri, pentru cărcotași, că știu că vor fi. Nimic din ce vedeți aici a fost pregătit, nimic nu este plătit, nu am plătit să ne ia cineva la masă, nu am plătit, nu e un tur organizat, nu e absolut nimic. Pur și simplu am venit și oamenii aici așa sunt, așa trăiesc. Și mi se pare super tare că, asta vorbeam înainte, că ei sunt foarte entuziasmați, adică fug pe aici să ne impresioneze pe noi, să ne simțim bine. Mi se pare, uitați-vă ce masă pregătesc. It's unbelievable how they're treating us. Well, bro, I tell you, see, look, you know, people here, they tell me, like, why don't you live in Australia? I have my residence. I don't like it. Acum a venit să spună să-și ceară scuze, că dacă ar fi știut că venim, ar fi pregătit mai multe atât. Bă, e prima oară când auzi așa ceva la mine, e prima oară când... Jur, îmi vine să plâng, de jur, mi s-a făcut pielea de găină. Nu știu dacă nu se poate așa ceva, nici nu se poate, uitați-vă așa. Și asta e o familie și noi. Vai, da, și a cerut scuze că n-a pregătit mai mult. First the guests are sitting. I can't believe it. I'm still in shock right now. The guests are sitting there. Deci oaspeții noi stăm acolo lângă. Să nu cald unde nu trebuie. Eu mă pun aici. Aici? Here it's okay?
No, you sit at the top. Oh, just on top of me. Okay, Malama. This is like sarma or something like that. برادر من رومانيا يا كيك حم يبون يبون ده شيء منو شيء شيء كوسا ما هو This is like this is similar to sarma يا similar كارتوف ده تات ويتا ده ودو شي كولا ما شاء الله ده كولا كوزستان ورا ما مدام Mâncăm, nu mai stai să-ți spun niște o Canada, parcă vreau să vă arăt tot, cred că vlogul ăsta are o oră jumate. Am rugat să le traducă, să le spună că în 2 ani și în atâtea țări în câte am călătorit n-am văzut niciodată oameni mai primitori. Și, can you ask them where they get all this stuff from? Like, cola, juice, they go to the next city or, because I guess here they have no shops. At the other village. Okay. And the rest? Și le fac ei. Da. Yeah. Deci fiți atenți cum e treaba, e ora 12, am mâncat de 3 ori, am băut 3 ceaiuri, am băut suc, am băut apă și acum ne dau iar ceai. Și ora 12, deci mă întorc de aici cu... Da. I'm gonna go back to my country like this, rolling. Yeah. You know, when they come here, so they will all expect the same thing. Yeah. I'm in trouble. You don't guarantee that it will happen the same. Well, trust me, like, as long as we come Thank here you. At a time, you know, I can am un problemă, ia asta complică. But it's been a nice day, we are lucky. Think it's okay. Huh? Only if you think it's okay. You can ask them, they were here in 2014, when all this happened. Dvece, vate șare da ișe. Mamă, unde, unde era? Na, Kurdistan. Am unul Kurdistan. Am în Sersun Kevin. Şi unul hadi Türkiye. Peşmerge hatlere. Peşmerge ile mi? No, they all ran. They ran to the border of Turkey. Turkey. And so they stayed there and after Jordan, Peşmerge took a way back. Oh, Daesh ne başarı, ne başarı. Hayvan ne, ne başarı. Ne İslam. Daesh, ISIS, they're not human, they're animals. No, no. Bizarre çıktı. People in. Bă, Sergiu Măscar. You know, he's... Zeyka Pichuki, Pichuk, Uber Zeyke Dger, Sergiu Măscar, Urcăt Canan, Gădu Daiba. He says that we have, with our eyes, they were actually picking the babies from the mother. They were chopping the baby. Putting, oh my God. Putting in a pan, cooking and giving the child to the mothers who are saying, you're going to eat, otherwise we'll kill you. Really? Kish, 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 bukur, kish. Kish, ya dahsar is da ucha. Proza da bale khut ba dolar. For example, dahsar, dahsar, pensan. The girls like, you know, like these ones, let me not give the name, like these ones, yes. For example, they would pick them, would either actually make them, yes. Whatever, I know rape them, rape them, or sell them. But the thing is, can you imagine, like these people, they have witnessed it. Yeah, yeah, that's why. And these people, imagine, like, look how hospitable they are. Yeah. And like, look, you know, you're Christian, I'm Muslim, but they're, you know, for example, look, you know, how they don't care about it. And from Romania, from Turkey, he's from, you know, Hevlera, but they don't care. It's okay. We all same. We sit on the same table. We eat same. So this is what exactly. As you said, when you see people like this, you. In these areas, you think that there's really hope someday to finish forever. Continuăm să vizităm puțin pe aici, pentru că încă nici n-am văzut părțile principale. A mai venit un domn acum, care vorbea oarecum engleză. Era foarte... Cred că ăsta e ghidul. E ceva șef ghid pe aici, da. Și mi-a vorbit de Ceaușescu, de Iugoslavia, de România, de știa tot asta. Și mi-a zis că dacă putem să venim aici în octombrie, că să vin 200.000 de yazidis, vin aici pentru 7 zile. Fac un fel de un pelerinaj de ăsta. A zis, nu contează unde sunt, în Germania, în Suedia, oriunde ar fi,
În octombrie, toți vin aici, în fiecare. Bă, deci, plus întrebarea aia pe care am pus-o, Doamne, nici nu știu dacă am pus-o, o să pun pe vlog, probabil o să pun, dar întrebarea aia mai bine nu o puneam. Deci când ne-a răspuns omul ăla, bă, nu înțeleg o boabă din ce vorbesc. Dar când s-a uitat la mine, uite cum se face pila pe mine. Când s-a uitat la mine, ce a zis cu atâta pasiune în limba lui, ea sunt animale și ce se întâmplă și... Mai bine nu întrebam, deci m-a dat peste cap total. Nu știi ce să zici, nu realizezi până nu ești într-un loc și îți povestește cineva. Ce vezi tu la televizor e pistol cu apă, deci nu puteai să vă imaginați sentimentul ăla. Și după aia ne-am mai povestit niște chestii pe care nici nu le-am mai filmat și am vrut cumva să evit discuția, pentru că nu, pur și simplu, noi, la cât de norocoși am fost și ce am trăit noi, copilăria noastră, noi nu suntem pregătiți nici măcar să ascultăm și să ne imaginăm ce se întâmplă în țările astea, mai ales să le trăim. Asta e. Uite câtă lume s-a adunat pe aici. Uite, ăștia sunt ăia de la măsline de acolo? Da. Ce scrie acolo? Suca Marifete? Înseamnă bazarul cunoștinței. Sunt toate chestiile astea, dar nu știu exact ce era aici. Nu știu, probabil aici se deau ore înainte. Uite, aici avem un templu. V-am zis că noi n-am văzut încă nimic. Doar ne-am oprit cu oameni și am vorbit, dar cred că asta e mult mai important decât ce vă pot eu arăta, cred că oamenii, omul sfințește locul. Dacă vreodată veniți aici, aduceți-vă aminte, niciodată nu călcați pe prag la nicio intrare. De bărbați. Aici e și pierzi de aici e liderul comunității. Nu mă bărbați aici. Uite, sunt și filme. Deci cred că e prima oară când chiar am avut... nu teamă, un respect din ăsta, adică m-am simțit anxios, m-am simțit stresat lângă omul ăsta și n-am filmat nimic, am o poză numai, pentru că n-am, deci pur și simplu n-am putut, am împietrit lângă el. E liderul comunității de aici și ne-a oferit 5 minute, am intrat acolo, are anturajul lui, oamenii lui, cu agenda, cu tot, vine lumea, îi pupă mâna, omul are 2 metri, cred că, bă, e mare, rău de tot. Și am intrat și a zis, nu, tu pune-te lângă mine. Și ne-am pus pe lângă el, ne-am făcut o poză și ne-a acordat 5 minute în timpul lui. I-am pus câteva întrebări și l-am întrebat câți oameni sunt și a zis că sunt 1 milion, dar și în zi de azi mai sunt încă 5.000 de iadiți de care nu știe nimeni nimic și că sunt poporul care a fost cel mai, care a suferit cel mai multe genocide, cred că se spune 73 până acum, de pe vremea Imperiului Otoman până ultimul. Și au zis, din păcate, noi suntem o comunitate care iubim și respectăm pe toată lumea, după cum sper că ați văzut, și am zis, sigur. Și eu zic, noi nu facem rău nimălui, doar ni se face rău nouă. Dar, repet, omul era, adică, impunător. Bă, m-am simțit ca și cum aș fi așezat lângă papa, să mă rog. Deci, Ralu, cum te-ai simțit când te-ai așezat lângă el? Am împietrit amândoi. Da, mi-a început să-mi transpire mâinile. Deci, omul foarte amabil, foarte frumos, dar când intri și vezi un om în alb îmbrăcat, vine lumea, îi pupă mâna. Bă, el mare, rău de tot, cu din ăștia pe lângă el, cu secretarii lui, cu... Am împietrit. Eu abia așteptam spre de acolo, mă simțeam... Aici, în timp, uite șarpele. Cred că e singura religie în care șarpele e un personaj bun, nu rău. Deci am un pietril lângă omul ăla. Îmi pare rău, chiar voiam, jur că voiam să îi fac cumva un interviu, să vedeți că era ceva inedit, dar bă, n-am putut. Am vorbit 5 minute cu el și abia așteptam să plecăm. Ce e mai interesant și am uitat să vă spun acum după o grămadă de minute de video, e că e singura religie din lume care nu are o carte. Nu are... cum e Biblia, e Coranul, da? Ei nu au așa ceva și sunt rumori, sunt vorbe din astea pe internet cu cum care exista o carte care se numește Cartea Neagră și l-am întrebat, bă, am citit și eu pe internet, aveți o carte a religiei voastre prin care să transmiteți cunoștințele și a spus clar că nu, că ei nu au nevoie, că toată credința lor se transmite din tată în fiu. Și e foarte important că ne-a răspuns la întrebarea asta pentru că încă e un mister așa. A fountain down here. Yes. So, what is that? I think it's for, it's a water. Okay. I think it's for the baptism.
Romania. Yes. Wait, Thank you. Nu putem să intrăm aici și vin femeie așa în patru locuri de acolo din peștera asta și nu înțeleg ce e acolo jos. O apă sfântă ceva. România poșă, România poșă. Eu tot râd, dar nu știu ce zice nimeni. What is this? So, according to their belief, so you wish something and you throw this scarf, okay? If your scarf is actually stand on that rock, so that means your wish will come true. Really? Yeah, if it falls over, you better go and pray. Okay? Wish something and then throw it. So, pentru o lei de măsline. Țină. Okay, just concentrate first. Oh. You're in the halfway. I hope she didn't wish for me to have a long life. Oh, three times. Oh. There it is. Ai închis ochii? Da, ochii închis. The door face. Yeah. One more. You're like Haji. Yalla. Oh. You're like George Haji. Vedea să sacă aia răschie, să sacă mine. Ah. And I say that you're like George Haji. Catabaja. He's with the... Grea tabaja. Să te rog, de două ori cu ochii închiși. Hai să deci se botezau un copil acolo. Exact în momentul ăsta. Uitați. Boteze Yazidi, tata. În direct. As they become old, you know, they just left him here. Tare, ăsta de fapt tot pe ce calcăm noi e ulei. E ca un... Uite, dacă apăs tare, mi-a rămas urmă acolo. E ulei de 5.000 de ani aici. Am trecut deja de 3 camele din astea. Și nu înțeleg. Nu înțeleg ce chestie are. Dar vedeți, tot timpul vine cineva cu noi. Cum intrăm, cum vine cineva după noi, să se asigură că nu călcăm unde nu trebuie. Aici e predecesorul domnului cu care am vorbit înainte, liderul, Baba. How you said you pronounce Baba? Baba. That's the leader. Yeah, Baba Chawish. Baba Chawish. Yeah. Okay. Deci, Raluca a vrut la baie și a trimis-o pe acolo și gândiți-vă, în țara asta, în locația asta unde ai voie să intri încălțat, i-a dat șlapi. Deci asta înseamnă că baia e... E miroasă de pe aici deja. Un insan în mână, zor spas. Mamă, parcă nici nu mai știm să mergem cu Adidas. Iată, ne-am pus să zic așa foarte ce se simte acum. O să închidem acest vlog aici. Sper să fi fost și pentru voi o experiență atât de... Unică, cum a fost și pentru noi, ne-a simțit extraordinar, ne-am plimbat aici, am vorbit cu oamenii. Probabil o să editez foarte mult acest clip, să pun subtitrări, să se înțeleagă totul. Acum vorbim cu Mehmet să vedem care e situația pe aici prin țară, să vedem pe unde putem să mai mergem, ce putem să mai facem. Că știți cum e, aici totul e bine până nu mai e bine, dar în principiu ar trebui să fie ok.
Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share, că chiar merită să ajungă la mai mulți oameni. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum și dacă vreodată ajungeți în Kurdistan și aveți nevoie de cineva pentru a vizita locul ăsta sau altele, vă las linkul lui Mehmet în descriere. Are o agenție care se numește Tour Respect, fac chestii și prin Turcia și prin Armenia, în mai multe locații. Ați văzut că s-a purtat cu noi extraordinar și nu cred că am fi reușit fără el, sau și dacă am fi reușit să luăm doar un șofer care să ne ducă până aici și ne-ar fi luat o grămadă de bani, n-aveai, totuși el e foarte băgăreț, așa, se bagă în seamă cu oamenii, ne traduce, e tupeist, e bine, e foarte bine și ne-a ajutat foarte mult. Și deși mă repet foarte mult în video ăsta și știu că mulți ziceți, mamă, lasă-ne, boss, a fost una din cele mai tare experiențe pe care le-am trăit vreodată și locuri care m-au impactat foarte tare și poveștile oamenilor m-au făcut varzați și n-am văzut oameni mai primitori de când trăiesc pe lumea asta. Asta a fi spus, ne vedem în următorul și ceau!